Pune ceapă roșie în șosete și dormi cu ea. Când te vei trezi, se va întâmpla o minune. Un medic din Sankt Petersburg a scris o rețetă pentru tratamentul tiroidei, iar ingredientul principal este banal, ceapă roșie. Potrivit acestuia, înainte de a merge la culcare, trebuie să tăiați o ceapă roșie în două, astfel încât sucul să curgă din fiecare jumătate. Faceți ușoare mișcări circulare pe gât cu jumătățile de ceapă roșie. Mergeți la culcare fără să vă spălați pe gât, astfel încât sucul din ceapă să poată acționa pe tot parcursul nopții. Sucul natural stimulează glanda tiroidă. Apoi, în fiecare seară, înainte de culcare, puneți-vă ceapă în șosete. Se știe că ceapa curăță pielea, ucide bacteriile, iar acidul fosforic face minuni în circulație. În medicina populară se spune că ceapa roșie purifică sângele, ucide bacteriile și microorganismele patogene și purifică aerul.